Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing! Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să putem discuta din nou despre piețe într-o ședință atât de interesantă cum se anunță cea de vineri. Rezultatele vizibile ale summitului european pot fi detectate pe grafice în aproape toate cele mai importante instrumente din piețele internaționale. EURUSD, vedem, a înregistrat un salt masiv în sesiunea asiatică. Liderii europeni au făcut progrese importante, așa cum ne gândeam că piețele sunt extrem de pesimiste înaintea summitului și că orice surpriză pozitivă ar putea duce la reacții importante. Ei bine, așa s-a și întâmplat. Vedem un euro care a crescut la un moment dat spre reperul de la 1,2633 fără a-l atinge, dar foarte aproape de acesta, un câștig de peste 1% în doar câteva ore. Acest câștig este determinat de mai mulți factori. Între cele mai importante, eu aș menționa faptul că ajutorul bancar primit de către Spania prin intermediul fondurilor de rezervă europene nu vor avea senioritate, ceea ce înseamnă că vechii creditori nu riscă să își piardă prioritatea în cazul unui eventual default al Spaniei. Acest element este unul foarte, foarte favorabil pentru cei care dețin deja datoria spaniolă și foarte favorabil și ca exemplu pentru alte bailout-uri care s-ar putea contura. Deci, un motiv în plus pentru ca cei care au vândut deja datorie publică spaniolă să reintre în piață sau, în orice caz, să nu mai continue procesul anterior de diminuare a pozițiilor. Vedem acest lucru și pe yield-urile pe 10 ani. Dobânzile pe 10 ani au scăzut către 6,5%. Sigur, nu este încă o zonă lipsită de pericole, dar este un mare pas înainte față de dobânzi de peste 7,1% înregistrate în ultimele săptămâni. Astfel, avem o detenționare a situației care se datorează unor condiții mai, să spunem, mai prietenoase cu piața din partea mecanismelor de salvare europene, dar și a unor altor propuneri, între care aceea de creare a unui organism de supraveghere bancară la nivel european și aceea ca după ce un asemenea organism ar fi creat să existe posibilitatea ca fondul FSF, ce va fi înlocuit de ESM, se speră în prima parte a lunii iulie, acest fond să poată lua participații în bănci în mod direct. Acest lucru ar însemna că ar exista un mecanism de rezoluție rapidă a unor situații dificile în cazul în care alte bănci de pe teritoriul european ar suferi, să spunem, nevoi de capital urgente. Și aceste măsuri sunt privite destul de constructiv și reprezintă un pas important înainte. În ceea ce privește planul de creștere, de stimularea creșterii economice, de 120 de miliarde de euro, acesta urmează a fi semnat și de către Italia și Spania, dar piețele iarăși reacționează pozitiv la o asemenea posibilitate. Evident, stimularea creșterii este un element constructiv, iar 120 de miliarde de euro pare a fi o sumă ce nu va împovăra foarte mult datoria europeană, dar se va obține probabil un efect incremental pozitiv. Nu putem presupune că va schimba radical situația blocului economic european, însă este de asemenea un element pozitiv care se adaugă celorlaltor elemente favorabile. Și astfel, ședința de joi, care a oferit o străpungere temporară a reperului de 24-40 și ulterior am avut acea revenire, ședința de joi semnalizează, inclusiv tehnic, prin intermediul unui pattern de tip Morningstar, un rebound care a fost în bună parte deja confirmat în ședința de astăzi.
Ceea ce ne interesează acum, evident, este ce se poate întâmpla în continuare. Și pentru aceasta ne uităm la datele programate astăzi și ne uităm și la indiciile tehnice. Pentru astăzi avem la 11 și jumătate masa monetară M3 la ora 11, deci foarte curând, masa monetară M3 în zona euro și o continuare a summitului european, să vedem dacă mai există alte informații importante de urmărit. Dar mai ales din Statele Unite avem valoarea indicilor de inflație monitorizate de către Fed, așa numitul Core PCE Price Index, așteptat să crească cu 0,2% lunar, și valoarea veniturilor personale și a cheltuielilor individuale, tot la 3,5, urmate de 5 fără 5 indicele revizuit de încredere al University of Michigan. Aceste elemente, după părerea noastră, ar putea reprezenta pe baza anticipațiilor curente surprize mai degrabă negative pentru dolarul american, care ar putea susține temporar această întărire a euro. Dar până atunci există riscul unor corecții mai importante și aceste corecții ne-ar putea duce la un nivel de retragere pe care îl stabilim în primă fază la nivelul de 38,2 la 1,2543, ulterior în zona 1,2537 și a maximului local anterior 1,2523. Dacă este să alegem între acestea, am presupune că în prima fază este important acest 1,2544 și apoi zona de retragere de 50%, care poate fi transpusă în preț la 1,2519. Probabil că o corecție în această regiune ar fi firească. Dacă am plecat sub 1,2519, ne-am pune mari semne de întrebare privind viabilitatea acestei reveniri. Ceea ce ne interesează, fiindcă este și vineri, ultima ședință a săptămânii, putem crea diverse scenarii pentru debutul săptămânii viitoare, pornind de la închiderea acestei săptămâni. O închidere dincolo de jumătatea reperului deja definit, deci dincolo de 25-19, ar fi un semnal constructiv în opinia noastră și pentru, cel puțin pentru debutul săptămânii viitoare, putând să însemne o revenire în zona 1-26-33 și posibil undeva o mișcare către 1-27-1-27-40 luni sau marți. O închidere sub acest 25-19 ar fi un semnal de slăbiciune și cu cât mai jos, cu atât ar fi mai puternic. Și deja lucrurile ar deveni preocupante, spun eu, dacă piețele nu și-ar menține entuziasmul ilustrat măcar printr-o închidere peste 1,25. Deci o închidere în această regiune ar fi un semnal negativ important pentru săptămâna viitoare. Deocamdată spune că toată structura tehnică este deocamdată foarte, foarte favorabilă. Am descris scenarii ipotetice, dar în mod normal închiderea trebuie să se facă în această regiune și să avem o continuare a apetitului favorabil pentru risc și pentru euro. Și să suferim în perioada următoare doar niște corecții tehnice. În privința lirei sterline, aici avem discursul guvernatorului Mervyn King la ora 12:30. Am avut același raliu de entuziasm. Un raliu important care cunoaște acum o fază de minimă ezitare, absolut normală. Datele privind PIB-ul raportate ieri au confirmat așteptările. Deficitul de cont curent a fost într-adevăr mai adânc decât cel estimat, dar reacțiile au fost deja integrate în prețuri, iar acum credem că datele pe dolar și sentimentul general de risc sunt cele care predomină în definirea acestei tendințe. Evident, ne uităm și la hinturile pe care le va arunca Mervyn King. Probabil că se va arăta din nou în favoarea reluării QE, quantitative easing, injecțiilor de liquiditate, dar de asemenea
Această veste este în bună parte integrată în prețuri. Probabil că în privința lirei ne uităm însă pe termen scurt la un risc de corecție. Ne gândim și acest shooting star în formare, un shooting star destul de bine definit. În mod normal, dacă lumânarea următoare, chiar și pe N30, nu depășește nivelul de 1,56-1,55, am putea ajunge undeva în zona 1,55-98 ca o corecție minimală, dacă nu chiar o mișcare înspre, aș spune, înspre reperul de la 1,55-75, care ar fi totuși o corecție firească. Deci, posibilă tendință corectivă în perioada următoare. Ne așteptăm ca în aceste regiune sau poate chiar ușor mai jos spre 1,55-57 să reîntâlnim presiuni de cumpărare. Piețele de capital arată foarte interesant. Avem o deschidere cu gap, o deschidere cum nu am mai văzut de destul de multă vreme pe piețele de capital. Cel puțin gap-urile au fost de multe ori în sens descendente în ultima perioadă. Ei bine, acum este vorba de o mișcare net generată de entuziasm. Evident, întotdeauna există tendința naturală de a acoperi acest gap și există chiar și un indiciu tehnic deja desenat de teoria candlesticks și credem că ar fi firească o alunecare măcar către 62,80 sau ulterior către 62,69. Acesta ar fi un reper important. Dacă vom reuși să acoperim tot gap-ul din prima tentativă astăzi, rămâne de discutat. În opinia noastră, dacă acest lucru s-ar petrece, ar fi semnal puternic nefavorabil și credem că este totuși mai probabil ca să avem doar o acoperire parțială a acestui gap. O acoperire totală către 6192 ar fi un indiciu de slăbiciune structurală a pieței și nu ar fi un element foarte, foarte constructiv nici pentru viitor. Chiar dacă datele din Statele Unite ne așteptăm să nu fie neapărat surse de entuziasm, totuși considerăm că tendința corectivă ar avea șanse să se oprească către 62,69 sau ulterior măcar către un 62,48. Pe o tendință de revenire rămâne în discuție nivelul de rezistență de la 6332 și peste acesta un target pe care iarăși îl luăm cu o anumită rezervă, fiind vorba de o străpungere temporară. Ne amintim situația de pe petrol, pe care vom analiza imediat, un fost breakout de acea dată, în cazul petrolului, un breakout fals în sens ascendent. Aici am avut un sens descendent. Un target al acestei formațiuni ar fi undeva către 6380 de puncte și cred că ne ajută să-l avem în vedere. Prețul petrolului în tendință descendentă la nivel săptămânal este totuși, din motive diferite față de cele pe care le discutasem noi ceva mai demult, este totuși într-o mișcare constructivă și această mișcare, această luptă se duce în apropierea liniei de trend a unui canal descendent în continuare. Am avut o corecție negativă destul de adâncă. Credem că mai degrabă putem avea o evoluție volatilă cu o ușoară pantă descendentă, asta pentru orele următoare, dar în opinia noastră această corecție ar putea duce din nou la o retestare, fie în această după-amiază, fie undeva în debutul săptămânii viitoare, la o retestare a direcției ascendente și poate chiar o depășire a lui 93,30 cu un potențial target spre 94,30. Prețul aurului ne așteptăm să fie în revenire și acest lucru s-a și petrecut. O revenire mai ales din această noapte, în momentul în care au devenit clare elementele deja discutate privind summitul european. Ei bine, s-a validat însă ceea ce defineam atunci ca o formațiune de tip flag. Nu am dat targetul luând întreaga dimensiunea
bățului, steagului anterior, tocmai fiindcă nu ne așteptam ca aurul să respecte acest target, însă am avut o străpungere descendentă și o revenire care s-a făcut din această zonă, probabil că s-ar fi făcut puțin mai jos dacă nu aveam summitul european. Ei bine, de aici, această retestare ar putea să însemne foarte bine doar evoluție laterală. Nu am ieșit din logica descendentă, observați această dinamică, această linie superioară, dar avem un indiciu constructiv de tip piercing pattern. Eu personal aș fi atent la ceea ce înseamnă această linie de trend și la o închidere, numai la o închidere, peste un 1572. O închidere pe H1 peste acest reper ne-ar putea împinge către 1578, dar iarăși cu tendințe corective și volatilitate pentru metalul prețios. Aș propune să aruncăm o privire pe USD JPY și să mai precizăm faptul că în Europa mai merită urmărit la ora 12 indicele CPI de inflație preliminară. Se așteaptă o valoare de 2,4%. Orice valoare sub aceasta ar fi un element negativ pentru euro, fiindcă ar însemna că devine mai probabilă scăderea dobânzii la ședința viitoare de politică monetară. Această scădere a dobânzii este în bună parte așteptată, dar date de inflație scăzute ar însemna o nouă presiune negativă pentru euro. În privința USD-JPY observăm o consolidare în această regiune a liniei de trend și deși ne-am fi așteptat anterior summitului să avem deși ne-am fi așteptat să avem reacție negativă înainte de informațiile legate de summit. Acum, probabil că putem să presupunem că o mișcare spre 80.05 sau chiar o atingere a lui 80.51 ar fi în discuție. Ceea ce se naște aici este un canal de trend ascendent care ar putea continua și ne-ar putea aduce în continuare pe un nivel mai înalt pentru dolar versus yenul japonez. De asemenea, astăzi, date privind PIB-ul în Canada, USD-CAD e un instrument pe care îl putem vedea destul de simplu. A existat volatilitate, dar cu două pante largi. Acum suntem pe o pantă mai degrabă ascendentă, inclusiv semnalul dat de un hammer pe H4 ar fi unul constructiv și de aici ne-am gândit la o rezistență în regiunea 1.0296 sau mai sus către 1.0312. Dacă închiderea pe H4, deci la ora 1, se petrece în acest fel, este posibil ca acest lucru să se petreacă. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, rămâneți conectați la informațiile noastre care vă vor ține la curent cu ce se petrece în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi reușită și un weekend cât se poate de plăcut. Mulțumesc, la revedere!